Doi tineri din Reșița sunt cercetați de polițiști după ce ar fi furat dintr-un apartament deținut de o femeie în vârstă de 66 de ani peste jumătate de milion de lei. Femeia nu era acasă în momentul în care hoții au dat spargerea. În cauza a fost deschis un dosar penal pentru furt calificat. Furtul a fost sesizat de o femeie care a cerut ajutorul polițiștilor afirmând că apartamentul mătușii sale a fost spart și că este posibil ca din locuință să fi fost sustrase bunuri. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că hoții au forțat ușa de acces în locuința femeii în vârstă de 66 de ani, iar apoi au furat dintr-o cameră peste jumătate de milion de lei. În urma investigațiilor au fost identificați doi tineri de 24 și 26 de ani din Reșița, bănuiți de comiterea faptei. Unul dintre aceștia depistat în trafic în județul Timiș. Polițiștii au făcut mai multe percheziții în acest caz, iar acum cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, recuperării prejudiciului și tragerii la răspundere penală a celor vinovați.